Autoritățile locale și județene au marcat împlinirea 32 de ani de la Revoluția din 1989 printr-un ceremonial religios și militar. Evenimentul a avut loc începând cu ora 10 în zona Orizont, la Troița, ridicată în memoria eroilor Revoluției. Domnule prefect, Garda de Onoare constituie cu ocazia Zilei Eroilor Martiri din decembrie 89 este gata pentru începerea ceremonialului. Sunt comandantul garnizoanei, Major Lupașcu. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. Da, Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binește-ne, Doamne Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ți auzi-ne. Și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi martiri, ostași căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pe străzi, pentru libertatea și demnitatea și unitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepti se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeului nostru să cerem. Da, Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și al tot trupul care a călcat moartea și pe diavol ai surpat și din viața lumii Tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, eroi ai Revoluției de la 1989, odihnește-le, Doamne, în loc luminat, în loc odihnă, în loc de verdeață, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit dumnealor în această viață, cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul Domnului. Să ne rugăm! Doamne, miluiește!
viața și odihna sufletelor adormiților robilor tăi. Eroi căzuți în Revoluția din decembrie 1989, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă, înălțăm împreună și cerii, fără de îndreptată, Părinte și vrea Sfântului, unii de viață, Dorului totul. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, eroi căzuți în Revoluția din decembrie 1989, Sfântelor Doamne veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor Doamne veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să odihnească, cu drepții să îi așeze. Doresc să încep această locuțiune cu următoarele cifre. 1142, 3138, 49, 463. 1142 de morți și 3138 de răniți este bilanțul victimelor din timpul evenimentelor din decembrie 1989. Un carnagiu oribil. Să ne amintim de cei care au stat în fața tancurilor în bătaia Puștii, de cei care au suferit și au fost torturați, pentru ca noi să fim astăzi aici liberi. Să ne amintim de cei care ne-au scos din regimul totalitar comunist, al opresiunii, al terorii și al crimei, plătind prețul acestei libertăți cu propriul sânge și propria durere. 22 decembrie este ziua victoriei Revoluției Române și a libertății, pentru că în urmă cu 32 de ani românii au ieșit în stradă și au strigat într-o singură voce: libertate! Și pentru că sute de mii de oameni s-au ridicat împotriva regimului comunist. În calitatea mea de prefect doresc să transmit sincere sentimente de compasiune pentru familiile care în decembrie 1989 au suferit pierderi de neînlocuit, având încă răni deschise în memorie și în suflet. Aceste răni deschise nu sunt vindecate nici astăzi, pentru că la mai bine de 32 de ani de atunci încă nu au fost găsiți vinovații pentru aceste crime împotriva poporului român. Să fim oare condamnați la amnezie? Să fim oare epigonii celor care au strigat în urmă cu 32 de ani că nu mai vor să trăiască sub jugul tiraniei comuniste? Îmi doresc din tot sufletul să nu fie așa. Îmi doresc ca jertfa lor să nu fi fost în van și să conștientizăm de plinătatea sacrificiilor și eforturilor făcute de cei care au permis dezvoltarea unei Românii democratice, o Românie integrată în Uniunea Europeană și membră NATO, o România viitorului. Nu vom uita să ne onorăm eroii și să ne plecăm frunțile în semn de respect și omagiu pentru cei care astăzi ne sunt modele de abnegație și curaj, înfruntând într-un continuu act principial de bravură un sistem totalitar și opresiv, distrugător de vieți și conștiință. Glorie eternă eroilor Revoluției! Victoria lor este și victoria noastră!